ziua, numele meu este Nicoleta Maria Mihuț și sunt cadru didactic la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică. O să vă prezint programul de studiu Inginerie Medicală, care funcționează în cadrul Departamentului de Inginerie Industrială și Automatică al universității noastre. Bineînțeles că o să încep cu o scurtă prezentare a Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, care a fost înființată în anul 1992, conform unei hotărâri de guvern, prin reorganizarea secțiilor de subingineri ale Universității din Craiova, secții unde existau specializările, centrale termoelectrice și utilaje pentru industria materialelor de construcții. La baza formării universității au stat de asemenea și specializările centrale termoelectrice și tehnologia construcțiilor de mașini, care funcționează începând cu anul universitar 1991-1992 la universitatea noastră, ca și secții ale aceleiași universități din Craiova. Mai târziu, în anul 1997, printr-o altă hotărâre de guvern, se desființează Facultatea de Științe a Universității și prin reorganizarea acesteia iau naștere două noi facultăți, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Juridice și Administrative. În anul 1999, Facultatea de Inginerie obține acreditare pentru specializările centrale termoelectrice în profilul energetic și tehnologia construcțiilor de mașini în profilul inginerie industrială. În august 2000, Facultatea de Științe Juridice și Administrative obține acreditarea specializării drept în profilul științe juridice, iar Facultatea de Științe Economice obține acreditare pentru două specializări, finanțe și asigurări și turism și servicii în profilul economic. Este și anul în care universitatea noastră devine acreditată instituțional, având 5 specializări acreditate. După anul 2000, structura universității a cunoscut o diversificare accentuată, răspunzând nevoilor de instruire ale tinerilor, precum și cerințelor identificate pe piața muncii. Începând cu anul universitar 2005-2006, printr-o altă hotărâre de guvern, se înființează Facultatea de Litere și Științe Sociale și Facultatea de Educație Fizică și Sport. Este bine cunoscut faptul că anul 2011 a însemnat primul an de aplicare a noii legi a educației naționale, care a adus importante noutăți în învățământul superior. O primă acțiune întreprinsă de Ministerul Educației, Tineretului, Cercetării și Sportului de pe atunci a fost aceea de clasificare a universităților și de ierarhizarea programelor de studiu. Universitatea noastră a fost încadrată în categoria universităților centrate pe educație. În prezent, în universitate funcționează 4 facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și, nu în ultimul rând, Facultatea de Inginerie. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, în pas cu noile evoluții ale sistemului de învățământ european și internațional, a aderat la idealurile și principiile înscrise în Carta Magna Universitatum, adoptată la Bologna în 1998, și acționează pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și cercetării științifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul procesului Bologna. Universitatea a implementat deci conținutul procesului Bologna,
adică structura studiilor universitare pe 3 cicluri. Licență, cu o durată a studiilor de 3, respectiv 4 ani, masterat, cu o durată a studiilor de 1,5-2 ani, totul terminându-se cu doctoratul. Totodată, acest an universitar 2005-2006 este anul în care activitatea didactică a facultăților și specializărilor universității se desfășoară și este în concordanță cu cerințele Sistemului European de Credite Transferabile, care are un rol deosebit în facilitarea mobilității studenților și în dezvoltarea curriculei internaționale. Discutând despre patrimoniul universității, observăm că dezvoltarea acestuia s-a făcut concomitent cu dezvoltarea specializărilor universității noastre pentru a asigura condiții bune de învățare și de viață pentru studenți. În prezent, universitatea noastră dispune de 14 corpuri de clădire, de o bază sportivă compusă din 6 terenuri de tenis de câmp cu suprafață de zgură, un teren multifuncțional, basket sau handbal sau volei se poate juca pe acest teren, care are suprafață sintetică și este parțial acoperit, un teren de fotbal cu suprafață gazonată, o pistă de atletism cu suprafață de zgură, un bazin de not și o sală de sport. De asemenea, există un complex studențesc pentru cazarea studenților și servit masă. Biblioteca universității noastre a luat ființă în anul 1992, iar colecția bibliotecii a sporit an de an prin achiziții, schimb de publicații, dar și prin donații din partea unor instituții de învățământ superior din țară și a unor cadre didactice, ajungându-se la un număr de 131.125 de volume. Creșterea fondului de carte a fost determinată de dezvoltarea numărului programelor de studii, de necesitatea creșterii calității procesului de învățământ și a nivelului de pregătire al studenților. În continuare, o să vorbim puțin pe larg despre programul de studiu Inginerie Medicală, care funcționează, așa cum am spus, în cadrul Departamentului de Inginerie Industrială și Automatică de la Facultatea de Inginerie a Universității Constantin Brâncuș. La înființare, Facultatea de Inginerie a avut la bază cele două secții de subingineri, centrale termoelectrice și utilaje pentru industria materialelor de construcții ale Universității din Craiova. Aceste două secții de subingineri au existat sub patronajul Universității din Craiova mai mult de 20 de ani, reușind să formeze un număr de peste 1000 de specialiști cu pregătire tehnică superioară. Facultatea de Inginerie are în prezent acreditate următoarele programe de studii de licență: tehnologia construcțiilor de mașini, termoenergetică, managementul energiei, automatică și informatică aplicată, ingineria și protecția mediului în industrie. În cadrul facultății au mai fost autorizate de-a lungul timpului și alte programe de licență, cum ar fi informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie economică în domeniul mecanic, inginerie și management în alimentație publică și agroturism și inginerie medicală, de asemenea. Facultatea noastră oferă absolvenților programelor de licență posibilitatea de a urma cursurile masterale universitare la următoarele specializări: managementul calității fabricației în domeniul ingineriei industrială, tehnologii avansate de producere a energiei electrice în domeniul termoenergetic și, de asemenea, conducerea automată a proceselor industriale în domeniul ingineria sistemului. Studenții pot opta și pentru parcurgerea disciplinelor ce se predau în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, absolvenții putând activa astfel și în învățământ.
Programul de studii inginerie medicală se încadrează în domeniul de licență științe inginerești aplicate. Misiunea acestui program este de învățământ și cercetare în domeniul științelor inginerești aplicate. Acest lucru trebuie privit în corelație cu impactul actual al acestui domeniu asupra dezvoltării sociale-economice, cu obiectivele naționale asumate prin convențiile internaționale și cu țintele asumate de țara noastră ca stat membru al Uniunii Europene. Formarea specialiștilor în domeniul inginerie medicală este mult avantajată și de faptul că aceștia pot să-și efectueze practica de specialitate în cadrul multor societăți comerciale din județul Gorj. Specializarea inginerie medicală vizează formarea de ingineri în strânsă legătură cu necesitățile următoarelor categorii de agenți economici din Gorj și din zonele limitrofe. Spitalele județene, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, Spitalul de Urgență din Târgu Cărbunești, Spitalul Orășenesc din Bumbești-Jiu, Ambulatoriul de Specialitate din Târgu Jiu, Laboratoare de Analiză Medicală, companii sau firme care promovează distribuirea de aparate medicale, precum și unități economice cu profil în echipamente medicale. În scopul realizării acestui deziderat, factorii de răspundere al Facultății de Inginerie și ai Universității urmăresc permanent ca informațiile prezentate studenților în cadrul disciplinelor de studiu să fie astfel reflectate încât să reprezinte întotdeauna esențialuri, dar să fie și atot cuprinzătoare, cunoștințele predate să țină pasul cu ultimile noutăți în domeniu, asimilarea cunoștințelor să se facă în mod continuu, astfel încât să permită viitorului specialist integrarea imediată în procesele de proiectare și producție, cât și largi posibilități de adoptare și asimilare de noi cunoștințe în domeniu, să existe permanente legături de colaborare și schimburi de specialiști de profil din țară și străinătate. De asemenea, să existe flexibilitate și adaptabilitate a planurilor de învățământ și ale fișelor disciplinelor de studiu în concordanță cu cerințele angajatorilor. Disciplinele parcurse de către studenți sunt într-o succesiune logică, începând cu cele fundamentale și continuând cu cele specifice domeniului, pentru ca mai apoi, în anii 3 și 4, să se studieze disciplinele de specialitate care contribuie la formarea competențelor profesionale specifice inginerului absolvent al specializării inginerie medicală. Aceste discipline creează baza necesară posibilității continuării și aprofundării studiilor prin programe universitare de masterat. Programul de studiu Inginerie Medicală se distinge printr-o serie de obiective de formare și competențe specifice care pot fi structurate astfel. Sunt mai multe competențe profesionale standardizate, dintre care, dacă discutăm despre competența denumită folosirea fundamentelor teoretice ale științelor inginerești aplicate, aceasta se asigură prin studiul matematicilor, chimiei elementelor și compușilor, științei și ingineriei materialelor, programarea calculatoarelor, mecanisme și elemente de mecanică fină, biochimie, ecuațiile fizicii matematice utilizate în inginerie medicală. Competența utilizarea sistemelor informatice de prelucrare și gestiunea datelor medicale este asigurată prin studiul unor discipline cum ar fi sisteme cu microprocesoare, tehnici și sisteme de imagistică medicală, achiziții de date și monitorizare, tehnici CAD-CAM în proiectarea implanturilor și protezelor. Competența profesională, modelarea sistemelor biologice, a structurilor biomecanice și implementarea modelelor în investigarea medicală este asigurată prin studiul metodelor de testare a biomaterialelor, aparatelor pentru testări de laborator,
a designului și inovării în ingineria medicală, a statisticii aplicate în ingineria medicală, a degradării biomaterialelor sau a ingineriei protezării și reabilitării. Competența denumită generic, conceperea, proiectarea, execuția și mentenanța dispozitivelor medicale se realizează prin studiul disciplinelor ca mecanisme și elemente de mecanică fină, biomecanica și biomecanisme, optică medicală și echipamente optice, instrumentar medical, senzori și traductoare, fabricația dispozitivelor medicale, materiale și dispozitive metalice pentru instrumentar medical. Competența denumită operarea cu dispozitive medicale în condiții de securitate a pacientului și a personalului medical este asigurată prin studiul unor discipline, cum ar fi ergonomia aparatelor medicale, echipamente pentru terapie și reabilitare, instrumentar medical, design și inovare în inginerie medicală. Competența, proiectarea, construcția de dispozitive pentru suplinirea funcțiilor, respectiv asistarea persoanelor cu dizabilități, este dezvoltată în cadrul unor discipline, cum ar fi biomateriale, metode de testare a biomaterialelor, știința materialelor biopolimerice, procese specifice de deformare plastică a biomaterialelor, aparate pentru testări de laborator, fabricația dispozitivelor medicale sau fiabilitatea echipamentelor medicale. Programul de studiu dezvoltă și competențe specifice care sunt legate de cunoașterea fundamentală a noțiunii de biocompatibilitate cu toate implicațiile sale în inginerie medicală, de abilitatea de alegere și selecție pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor metalice și polimerice utilizate în sfera implantologiei și proteicii osoase și dentare, cunoștințe privind efectele structurale și constituționale ale procedeilor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale. Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale și capacitatea de a efectua lucrări de cercetare privind investigarea și testarea biomaterialelor. Este foarte important faptul că personalul didactic care își desfășoară ore în cadrul programului de licență Inginerie Medicală este format din profesori cu o înaltă calificare și este încadrat corespunzător din punct de vedere al calificării profesionale, respectându-se normele metodologice în vigoare. O preocupare constantă a titularilor de disciplină de la programul de studii Inginerie Medicală este elaborarea unor note de curs, a unor îndrumare de laborator, culegeri de probleme, CD-uri, necesare procesului de învățământ care acoperă integral problematica disciplinei respective. O parte însemnată a acestor materiale didactice au fost multiplicate sau editate la editura Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și anume la editura Academica Brâncuș, care este o editură acreditată CNCSIS. Disciplinele cuprinse în planurile de învățământ ale specializării sunt astfel structurate încât să ofere studenților toate noțiunile necesare pentru formarea acestora ca specialiști în domeniul științe inginerești aplicate. Un accent deosebit este pus pe flexibilizarea programului de studiu care este asigurată prin discipline opționale și facultative. Disciplinele opționale sunt grupate în pachete opționale, iar alegerea lor se face de către fiecare student înainte de începerea anului universitar.
Pe lângă disciplinele obligatoriu, în planurile de învățământ sunt prevăzute și discipline facultative care urmăresc lărgirea orizontului de cunoaștere și de cultură generală al studenților, completarea competențelor în domeniul specializării de licență, precum și menținerea abilităților de mobilitate și sport. Dacă facem o sinteză a numărului de ore ale disciplinelor studiate de-a lungul celor 4 ani, observăm că disciplinele fundamentale reprezintă 17,32% din numărul total al disciplinelor, avem 40,61% discipline de domeniu, 37,18% discipline de specialitate, iar disciplinele complementare reprezintă 4,89% din totalul disciplinelor. Numărul de ore alocate tuturor disciplinelor grupate pe categoriile obligatorii și opționale se împarte astfel. 89,34% discipline obligatorii și 10,66% discipline opționale. O preocupare continuă a Facultății de Inginerie și a Departamentului Inginerie Industrială și Automatică a fost aceea de a încheia convenții de practică pentru desfășurarea activităților de practică cu o serie de agenți economici care desfășoară activități în domeniul specializărilor care funcționează în prezent în facultate. Stagiile de practică sunt prevăzute în planurile de învățământ în anii 1 și 2 cu un număr de 90 de ore, pentru ca mai târziu, în anul 4, să existe 60 de ore pentru elaborarea lucrării de licență, documentarea pentru această lucrare realizându-se la agenții economici din județul Gorj și din zonele limitrofe, cât și în laboratoarele de specialitate ale facultății noastre. Pentru întocmirea lucrării de licență se desfășoară și ore de consultații săptămânale cu cadrele didactice din departament. Colocviul de practică se susține cu o comisie formată din cadre didactice nominalizate ca responsabile de practică și reprezentanți ai agenților economici unde s-a efectuat practica. În anul universitar trecut, 2018-2019, am încheiat convenții de practică cu Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, cu Spitalul Orășenesc din Bumbej-Jiu, dar și cu o serie de întreprinderi și societăți specializate pentru domeniul inginerie medicală. Toate acestea fiind spuse, o să încerc să vă prezint pe scurt programele de studiu cu care universitatea noastră iese în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în admitere. La Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică avem domeniile de licență, administrație publică, relații internaționale și studii europene, limba și literatura engleză, limba și literatura română, pedagogia învățământului primar și preșcolar, istorie și drept. Urmează Facultatea de Științe Economice cu economia comerțului, turismului și serviciilor, contabilitate și informatică de gestiune, finanțe și bănci, management, informatică economică, apoi Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale cu educație fizică și sportivă, kinetoterapie și motricitate specială, asistență medicală generală, asistență de farmacie și moașă și, nu în ultimul rând, Facultatea de Inginerie cu managementul energiei, automatică și informatică aplicată, inginerie medicală, tehnologia construcțiilor de mașini, inginerie și management în alimentație publică și agroturism și termoenergetic. Este important faptul că toate specializările acreditate ale universității noastre vin în întâmpinarea dumneavoastră cu programe de studiu de master, unde vă puteți desăvârși pregătirea academică. În universitatea noastră
Concursul de admitere se organizează pe domenii de studii de licență, la programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate. Admiterea la Facultatea de Inginerie se va desfășura pe bază de concurs de dosare. Și nu e așa, după ce ați urmat cursurile universității noastre, ați obținut o calificare universitară, iar ocupațiile posibile pentru deținătorul diplomei de inginer medical, ocupații certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări, sunt inginer de exploatare echipamente și instalații nucleare și inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale. Valorificarea învățării se regăsește în setul de cunoștințe, deprinderi și sau competențe pe care o persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învățare. Rezultatele învățării sunt declarațiile privitoare la ceea ce se așteaptă ca o persoană să știe, să înțeleagă și să fie capabilă să facă la sfârșitul unei perioade de studiu. Cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite de absolvenți pe parcursul programei de studiu sunt cel mai bine puse în valoare în momentul interviului pentru angajarea la un loc de muncă corespunzător clasificării universitare. Absorpția absolvenților pe piața muncii este unul din indicatorii de performanță ai programului de studiu. Se urmărește capacitatea acestora de a se angaja conform calificării obținute într-un interval de 2 ani de la terminarea studiilor. Pe baza datelor obținute de la absolvenți legat de valorificarea calificării universitare, putem constata că ponderea angajărilor în domeniu a crescut anual în concordanță cu creșterea economică națională și cu cererea de ingineri de pe piața muncii. Dacă ne referim la județul Gorj, piața muncii a oferit în ultima perioadă multe locuri de muncă în domeniul ingineresc pentru absolvenții specializărilor Departamentului de Inginerie Industrială și Automatică. Acest lucru ne dă convingerea că și absolvenții programului de studiu Inginerie Medicală vor putea fi încadrați pe locuri de muncă corespunzătoare pregătirilor. De-a lungul celor 4 ani de studiu la Facultatea de Inginerie, este foarte important modul de realizare al parteneriatului student-profesor. Relația student-profesor este una de parteneriat pe tot parcursul învățării. Menirea profesorului nu este doar de a o susține o prelegere prin care să transmită informații studentului, ci de a susține cursul în dialog cu studenții. Cunoștințele transmise studentului trebuie să plece de la exemple simple, perceptibile de către acesta și întâlnite în viața de zi cu zi. Noțiunile predate nu trebuie să fie abstracte, ci să realizeze o legătură cu materiile anterioare. Abilitățile și competențele disciplinelor se asimilează cel mai bine la orele de lucrări practice. În relația student-profesor este foarte importantă îndrumarea studentului pe parcursul programei de studiu, cât și orientarea acesteia în carieră. Aceste activități extradidactice se regăsesc în orele de consultații la dispoziția studenților efectuate de către cadrele didactice ale universității noastre. În procesul de formare din cadrul programului de studiu Inginerie Medicală, profesorii vor putea păstra un contact direct cu cadrele didactice, existând posibilitatea transmiterii suportului de curs a lucrărilor de laborator, a seminariilor și răspunsului la diferite întrebări legate de disciplinele predate. O să discutăm puțin despre cercetarea științifică în cadrul Facultății de Inginerie, în care
își desfășoară activitatea două centre de cercetare de excelență recunoscute CNCSIS, și anume Centrul Regional de Cercetare pentru Tehnologii Energetice Durabile, denumit generic RESENERG, și Centrul de Cercetare Fiabilitatea și Durabilitatea Sistemelor Mecanice. Cercetarea științifică este susținută și prin înființarea mai multor cercuri științifice studențești, prin care se încearcă atragerea în această activitate a studenților de la diferite specializări și dezvoltarea în rândul acestora a spiritului de echipă și a dorinței de a efectua cercetare științifică. Activitatea de cercetare științifică a studenților se materializează prin participarea acestora cu lucrări la manifestările științifice studențești și prin proiecte de diplomă cu un grad mare de originalitate realizate sub permanenta îndrumare a cadrelor didactice din departament. De la înființarea sa și până în prezent, la Facultatea de Inginerie s-au organizat numeroase conferințe științifice cu participare internațională, prilejuind schimburi științifice atât cu cadre didactice din țară, cât și din străinătate. Putem aminti aici specialiști din Grecia, Finlanda, din Iugoslavia, Croația, Rusia, Canada, SUA, Franța, Belgia, Turcia sau Germania. Dintre manifestările științifice organizate, putem aminti conferința Facultății de Inginerie, care se desfășoară anual, de asemenea zilele cercetării științifice studențești, sesiunea de comunicări științifice studențești, Engineering Scientinarium, și începând cu anul universitar 2007-2008, în Departamentul de Inginerie Industrială și Automatică se organizează simpozionul Durabilitatea și Fiabilitatea Sistemelor Mecanice, care este un simpozion cu participare internațională, iar în anul 2019 a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Studenții facultății noastre și studenții din universitatea noastră beneficiază de programul de mobilități Erasmus+. Începând cu anul 2008, în Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, i-a fost acordată cartea universitară Erasmus. Astfel, prin intermediul programului de mobilități Erasmus, din cadrul programului de învățare pe tot parcursul vieții, studenții sau masteranzii pot studia în cadrul altor universități europene în condiții de recunoaștere reciprocă a competențelor. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus cu importante universități din țări europene și nu numai, cum ar fi Germania, Franța, Portugalia, Italia, Cehia, Polonia, Grecia, Slovenia, Spania, Turcia sau Bulgaria. La Facultatea de Inginerie există încheiate aproximativ 26 de parteneriate Erasmus+ și acorduri bilaterale de colaborare cu țări cum ar fi Germania, Portugalia, Grecia, Polonia, Turcia, Bulgaria, Cipru, iar domeniile de studiu pentru care se poate opta sunt inginerie mecanică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie industrială, ingineria calculatoarelor, ingineria mediului, automatică. Discutând despre baza materială din universitatea noastră, putem spune că spațiile de învățământ aflate la dispoziția studenților Facultății de Inginerie au fost date în folosință începând cu anul 1992 și au fost supuse pe parcurs unor amenajări și dotări corespunzătoare desfășurării procesului de învățământ. Sălile de curs și de seminarii sunt adecvate pentru prelegeri și sunt dotate cu materiale didactice audio-vizuale.
Toate laboratoarele facultății sunt în prezent dotate cu aparatură, echipamente și tehnică corespunzătoare activităților practice cu studenții, precum și activității de cercetare sau proiectare a colectivelor formate din cadre didactice și din studenți. În continuare o să vă prezint câteva imagini cu aparatură din laboratoarele facultății noastre de inginerie, laboratoare unde își desfășoară activitatea studenții de la programul de studiu Inginerie Medicală și de altfel de la toate programele de studiu din universitate. În urma derulării programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice, un program cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Investiții pentru viitorul dumneavoastră, Facultatea de Inginerie a depus și a câștigat prin competiție proiectul Dezvoltarea unui centru regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile, denumit generic RESENERG, începând cu decembrie 2012. Prin acest proiect s-au înființat și dotat cu aparatură de înaltă performanță mai multe laboratoare de cercetare în care își desfășoară activități de cercetare științifice, cadre didactice care activează la programele de studiu din facultatea noastră. Studenții centrului nostru universitar și implicit ai Facultății de Inginerie beneficiază de o bază sportivă completă. De asemenea, la dispoziția lor și a cadrelor didactice se află Biblioteca Centrală Tudor Arghezi, care are în componență 4 filiale ale celor 4 facultăți care activează în universitatea noastră. Discutând despre Biblioteca Facultății de Inginerie, putem spune că aceasta avea la finele anului 2019 un fond de 39.500 de volume și un număr de 3.724 de titluri. Dintre acestea, un număr însemnat sunt lucrări ale cadrelor didactice proprii ale facultății noastre, cărți scoase la editura Academica Brâncuș din Târgu Jiu, care funcționează în cadrul universității noastre și de asemenea aici mai funcționează și o tipografie computerizată utilă tipăririi materialelor didactice necesare tuturor programelor de studii. În fondul documentar al Bibliotecii Facultății de Inginerie există peste 30 de titluri de reviste străine, dintre care amintim Industrial Lubrification and Tribology, Journal of Engineering, Materials and Technology, Review General Geothermic, Computer Design, Industries and Technique, Optics, Image, Science and Vision, Industrial Robot, Journal of the American Society for Information, Journal of Optoelectronics and Advantage Materials și altele. De asemenea, în Biblioteca Facultății de Inginerie se găsesc și periodice românești, iar dintre acestea putem aminti revistele de electrotehnică, de electronică, reviste de automatică, revista Electronica Azi, revista Energetica, revista de ecologie, revista Standardizării, revista de chimie, revista Infomediu Europa, revista Română de Automatică și Informatică, revista Construcția de Mașini, revista Tehnica și Tehnologia. În final, putem concluziona că prin întreaga structură a programului de studiu Inginerie Medicală se urmărește pregătirea unor specialiști capabili să rezolve o cât mai largă problematică în domeniul științelor inginerești aplicate, specialiști care să aibă posibilitatea unei flexibilități crescute în orientarea profesională în domeniu.
Dacă prin tot ceea ce am spus am reușit să vă conving, vă așteptăm să urmați cursurile universității noastre, vă așteptăm să faceți facultatea acasă și împreună cu noi cadrele didactice să construiți cariere de succes pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept să ne întâlnim la cursuri.